Săptămâna aceasta am primit literatură nouă. Aveți toți câte un exemplar? După cum vedeți, subiectul de pe prima pagină este foarte actual. Iubirea de bani mai presus decât iubirea de Dumnezeu. În zilele noastre acest fenomen este clar. Oamenii pun pe primul loc bogăția materială și uită de bogăția spirituală. De fapt, acest lucru a fost profețit cu mii de ani în urmă. Îl putem găsi la 2 Timotei 3 cu 1 la 5. Cineva vrea să ne citească? Dar să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri critice cărora cu greu li se va face față. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, aroganți, trufași, blestematori, neascultători de părinți, nerecunoscători, neloiali, fără afecțiune naturală, refractari la orice acord, calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de bine, trădători, încăpățânați, umflați de mândrie, mai degrabă iubitori de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Acesta este pasajul principal cu care vom lucra astăzi în predicare. Sunați la ușă, vă prezentați și ridicați întrebarea. De ce în prezent oamenii preferă să aibă bani și nu o relație strânsă cu Dumnezeu? Hai cu mine azi. La bloc sau dacă spune? La bloc. Să răspundă, apoi citiți versetele din Biblie. Dacă acceptă, îi oferiți și o revistă. E clar? Am dorit să vă întrebăm, cum credeți dumneavoastră, de ce în zilele noastre oamenii aleg? Tot e deșert. Tot e iar deșert. Luam de la un băiat cu săptămână în urmă, tot bun, dar l-a închis cu tratament de 2000 de euro. Dacă nu, nu ies de dacă... 2 ani. Valera, da? Nu știu, așa unul, un an, ciorunchi. Понятно, Валера. Ладно, один. Все, народ. Negru bodă și a lui ceată, tot voinici cu fruntea lată, și cu gage groase drepte, și cu plete lungi pe spete. Tu e Nu
dimineața. Bună ziua. Numele meu este Ion, mine este Vitalie și noi discutăm astăzi cu oamenii din acest loc despre un subiect de mine. Băieți, eu nu am timp pentru așa discuție. Dar totuși, cum credeți, de ce în prezent oamenii preferă să aibă bani în loc de relația strânsă cu Dumnezeu? La moment chiar nu am timp să răspund. Cu altă ocazie aș fi răspuns. Atunci eu vă ofer această revistă și când aveți timp, vă răspundeți cu prima ocazie. Bine, mulțumesc, la revedere. Și așa de vreme azi. De câte ori ți-am spus să schimbi acum din condar? Am fost ocupat cu lucruri. Cu lucruri? Ți-e tare, ți-e greu să cumperi un beac și să-l schimbi. Da. Nu rog. Nic. Să acasă. Hai. Eu n-am apucat pe scris de reparații. Vreau să schimb ușa mea într-o parte de țăcă stăieșă. Tu ești așa de mă mușcă, mă schimb. Nu vreți că... Nu, las că eu să-mi fac bine. Tu și mai place. Ți-ai găsit lucru? Nu, nu lucrez. Am găsit unul. E bani la părinți? Ei, mai am și burs. Soarta și mai place? Rar vine de acasă. Mai mult stă la Chișinău. Spune, ce ai vrut să mă întreb? Bună ziua. Bună ziua. Numele meu este Ion, cu mine este Vitalie și... Mai vreau. Îmi blăiește pe la ușă, deranjează oamenii. O fost și pe la mine mai de mult. Mi-a dat o revistă pe tema banii și Dumnezeu. Nu a luat o revistă de la dânșcă, e îmbră cu vrăjul și nu știe pe ce mai e. Păi, păi, dar ce? Am găsit și lucruri interesante. Ce ai găsit? Adevărul? Lasă, pe mai gine spune ce vreau să mă întreb. Și Sașa, ai un fund? Da, sunt gazetă. Dar tu și eu, Andricu? Da, v-am întâlnit cu niște sectanți pe care și ne-au dat jurnalul ăsta. E ca fix zis, jurnalul mi-a dat și mie. Re. De la așa jurnal am inizut spăți familie. Nu-ți mai văd cu așa ceva. Dar eu n-a să-i spun lui Carolina ta și tu n-a să-i despărțești de nasă. Hai, Sașa, ia fel. Tu vrei un fum? Nu, no, eu nu fumez așa ceva. Dar Carolina e acasă? Da, e acasă. În camera și el. Dacă nu-ți spun nimic, fumez așa ceva. Ei, ce să spun? Ce să-i spui la mine toate pătrăjile mele? Știu că eu fumez iarbă.
știi de ce tata e roșu în vertolet? E tata că pilotul a pierdut un paliot. Cine? Te iuși, Zolea? Dacă nu am ieșit, Zolea. Tot știam cum vezi, noi strângem fum. Bratan, îți spun un anecdot. Nu, lasă că îți zic eu. Stăteam un om pe scaunul ăsta, în colidor și așteptam. Iasă dintr-un cabinet, un doctor, cu un copil mort în mână, știi? Ce face? Și așa era, s-a spăriat. Doctorul zice, am zis, zici, nu teme, chiar e mort. Băi, mă uitam la tine și credem că fumează o pipă, dacă tare, fumează o țigară. Lada, mă duc eu acasă. Tu ce vrei? Am nevoie să-mi împrumut pistolul tău, pentru că am un spectacol la Academie.